Domnule director, cum s-a desfășurat acest nou transport de animale și spuneți-ne despre ce animale e vorba? Bună dimineața și bine ați revenit la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Mulțumim că sunteți din nou împreună cu noi în această zi destul de importantă pentru Grădina Zoologică din Târgu Mureș, deoarece în această dimineață am reușit să descărcăm cei doi bizoni europeni, cei doi zimbri cu care ne-am îmbogățit colecția. Duminică noaptea m-am deplasat împreună cu încă un angajat de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, cu mijlocul de transport propriu autorizat, la Grădina Zoologică Kosice din Slovacia, de unde am primit în urma discuțiilor și a negocierilor cu plânsii o pereche de bizoni europeni, tineri, o femelă de un an și jumătate, un mascul de 3 ani și 3 luni, care au ajuns cu bine. Transportul a fost destul de dificil, deoarece animalele sunt puternice, sunt agresive, dar ne-am pregătit serios pentru acest transport, pentru că știam ce dificultăți vor fi. Am avut parte și de vreme urâtă, și l-am încărcat, și pe drum, dar totul s-a desfășurat și pe ploaie, și pe fric, și pe vânt, în grafic și în condițiile și termenele stabilite de la bun început. Ați operat chiar dumneavoastră la încărcare, respectiv descărcare. Cum vi s-a părut? Așa cum spuneați, animalele sunt masive. Corect. Nu a fost ușor, a fost destul de dificil, deoarece și la încărcare trebuia să le luăm dintr-un adăpost care era destul de mare, unde au fost izolate și pregătite pentru transfer, dar ne-au ajutat colegii de la Kosice și medicul și cei de acolo la încărcarea lor, la punerea lor în cutiile care le-am pregătit cu atenție deosebită și totul a decurs. N-a fost ușor, a fost un efort destul de mare depus de către toată echipa, dar până la urmă totul a decurs conform programului. Câte ore a durat drumul și cum simțiți acum animalele pe care tocmai le-ați eliberat în noul adăpost? Deci am ajuns undeva la 3 dimineața în Grădina Zoologică din Târgu Mureș, deoarece a fost ploaie și a trebuit să ne oprim pe drum de mai multe ori să avem grijă de animalele care le-am primit sub formă de donație, bineînțeles. Trebuie subliniat că și de știut că nu cumpărăm animale în Grădina Zoologică din Târgu Mureș. N-a fost ușor, dar am venit cu bine. Am mai prins și un accident pe drum, am mai pierdut și acolo vreo oră și jumătate, dar totul a decurs bine. Cum simțiți animalele? Am înțeles că le pregătiți un țarc special, nu vor fi singure. Da, într-adevăr, așa ne-am pregătit și animalele vor fi împreună cu cervii. În același adăpost, adăpostul este mare, este generos și pădure și loc deschis, după cum puteți să le vedeți, sunt în dreapta noastră, sunt bine și vor da bine pentru că vor fi ca și natură împreună cu cervii.
data aceasta transportul a fost unul mai diferit, nu doar fiind faptul că ați avut și o distanță lungă de parcurs, dar și modalitatea în care ați adus și ați pregătit animale a fost una mai altfel. Despre ce a fost vorba? Da, este vorba de faptul că animalele sunt agresive, sunt puternice, motiv pentru care a fost nevoie ca să ne pregătim cu cutii corespunzătoare. Ne-am pregătit cu atenție deosebit, am lucrat săptămâna trecută la ele cu angajații și le-am întărit ca să nu avem surprize pe drum. Deoarece ele dau și cu copitele și cu cornele și dacă nu sunt suficient de puternice cutiile în care se transportă, repede pot fi făcute țândă și așa, lucru cu care vă dați seama că nu ne putem permite ca să glumim. După cum vedeți, aici se află cele două cutii de transport care au fost puse în remorca cu care au venit animalele. Totul a decurs bine, normal, conform programului. Vremea n-a fost potrivită nici la încărcare, nici la descărcare, dar acest lucru nu ne-a împiedicat să ne facem programul cum era stabilit. După cum vedeți, și acum ne plouă, ne-a plouat și l-a descărcat. La fel am avut și tot drumul cu ploaie, dar totul a decurs bine și normal, fără surprize neplăcute.
toamnă, iarnă, mijlocul lui octombrie. Ce înseamnă acest lucru pentru grădina zoologică din Târgu Mureș și pentru colecția de animale de aici? Deci colecția de animale în această toamnă se va mai îmbogăți cu câteva specii de animale noi, dar mai avem de lucrat la hârtii, la documente ca să putem să le aducem în colecție. Nu foarte multe, dar vor mai fi surprize plăcute pentru grădina zoologică din Târgu Mureș și în special pentru vizitatori. Acest lucru ne va obliga la eforturi mai mari, la muncă mai multă pentru îngrijirea lor, dar obligatoriu trebuie să facem pașii care trebuie pentru a ne păstra locul de frunte în rândul grădinilor zoologice din România. Suntem pe principale locuri și în Europa și tocmai de aceea vă întreb ce înseamnă acest mijloc de transport pe care doar grădina zoologică din Târgu Mureș îl are, pentru că știu că vă implicați în fiecare transport cu forțe proprii și participați la încărcări, descărcări și chiar la introducerea animalelor în țarcuri. E o noutate, este un lucru important pentru un director de grădină zoologică. Deci este foarte important și este foarte bine pentru grădina zoologică pentru că am reușit să achiziționăm acest mijloc de transport care l-am autorizat. Dacă am fi făcut transporturile cu firme autorizate de transport de animale, ne-ar fi costat foarte mult. Până în prezent, cu câteva transporturi care le-am făcut cu forțe proprii, noi am amortizat deja mijlocul de transport. În afară de faptul că nici nu trebuie să aștepți până când te programează unii și alții, poți să te deplasezi, să-ți rezolvi problemele cu forțe proprii. Deci este foarte bine de știut că acest mijloc de transport deja este amortizat. Privire la implicarea noastră directă în transporturi? Corect. Fără implicare directă și fără să tratezi cu atenție fiecare pas care trebuie făcut și chiar și cu participarea la transporturile mai dificile, lucrurile merg normal.
acum că ați văzut bizonii europeni de la grâna zoologică din Târgu Mureș, ultima noutate de aici, din municipiul nostru, vă lăsăm în continuare alături de cele mai frumoase cadre cu animale, cadre surprinse aici la Zoo Târgu Mureș. Pe parcursul acestui an vă lăsăm alături de lei, de tigri, de pui acestora, dar și de urși și lupi specifici zonei noastre. În continuare aveți parte de cele mai minunate cadre pe care le-am surprins la grădina zoologică din Târgu Mureș în anul 2016. We'll be right back.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost intervenția noastră pe ziua de astăzi. Rămâneți alături de noi, observatorul local continuă.